Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Dragă Andra, dragi frați și surori, preacucernici părinți, slăviți să fie Domnul! Vei fi înțelept dacă înțelegi de acum ce lucru mare e în veselie să-ți alegi prieteni de încercare. Ne aflăm azi la o zi de bucurie, fiindcă sora Andra și-a ales să sărbească majoratul în felul acesta, alături de atâția prieteni în casa de bucurie a Domnului. Dragă Andra, dragii mei, ce înseamnă oare pentru noi prietenia? Forma din dicționar a cuvântului prietenie este un sentiment de simpatie și de respect. Dar adevăratul sens al prieteniei este că aceasta este o virtute dată de Domnul. Și această virtute are o temelie. Temelia prieteniei este dragostea. Temelia o avem fiecare dintre noi, pentru că din dragoste am venit în această zi pentru Andra aici. Dar cum putem să clădim această prietenie în continuare? Primul pas l-am făcut. Prin jertfă, adică să ne jertfim pe noi pentru cei din jurul nostru, prin înțelepciune, prin tăierea eului, adică să-l punem mereu pe cel de lângă noi mai presus de noi. Prin rugăciune, rugăciunea să nu lipsească pentru prietenii noștri niciodată. Și prin fapte. Amintind de aceste trepte pentru a avea o prietenie, dar trebuie să le și lucrăm. Că nu-i de ajuns să spunem așa: Doamne ajută, și ajunge. Să ne rugăm doar o dată la adunare duminica pentru fiecare din locul acesta și în rest peste săptămână să ne rugăm numai pentru noi. Aș vrea, dragă Andra, să-ți dau și câteva exemple din Sfânta Scriptură despre prietenie. În Vechiul Testament îl avem pe David și pe Ionatan. O prietenie sinceră și adevărată. În cartea 1 Regi, capitolul 20, versetul 4, Ionatan spune pentru David: tot ce dorește sufletul tău voi face pentru tine. Oare câți dintre noi din acest loc am putea spune unui prieten: tot ceea ce îți dorește sufletul tău eu voi face pentru tine? Iar în Noul Testament îl avem pe Sfântul Apostol Pavel și pe Sfântul Timotei. Sfântul Pavel îl numea pe Sfântul Timotei un fiu în credință. În 2 Timotei, în capitolul 1, versetul 2, Pavel îl numește pe Sfântul Timotei iubitul meu fiu. Dragă Andra, așa cum Sfântul Pavel l-a numit pe Timotei, așa să încerci și tu să-i numești pe toți prietenii tăi. Un adevărat prieten este cel care va fi mereu lângă tine în orice încercare a ta. Am amintit de aceste personaje din Sfânta Scriptură, dar mai este un exemplu de prietenie. Este exemplul prieteniei tale cu Hristos. Să știi că Hristos este prietenul desăvârșit. Lui poți spune totul în orice moment al vieții tale, și în încercare, și în bucurie.
El te va înțelege mereu. El va fi lângă tine în fiecare clipă a vieții tale. Așa cum este prietenia ta cu Hristos, așa ar trebui să fie și cu cei din jurul tău. În Evanghelia lui Ioan, Mântuitorul spune așa, în versetul 13 și 14 al capitolului 15. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să-l pună pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce vă poruncesc eu. Domnul Iisus ne-a lăsat o poruncă foarte mare, pe care fiecare dintre noi ar trebui să o împlinim. Să-L iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Dragii mei, dragă Andra, să-L avem mereu pe Hristos ca prieten al vieții noastre. El să fie cel dintâi prieten. El să-ți fie prieten tinereții tale. El să-ți fie un prieten neprețuit. Și aș mai vrea doar să-ți mai pun pe suflet un gând din pilde, din capitolul 3. Dragă Andra, nu uita învățătura mea și inima ta să păzească sfaturile mele. Cu lungime de zile și ani de viață și propășie ți se vor adăuga. Mila și adevărul să nu te părăsească. Leagă-le împrejurul gâtului tău, scrie-le pe tabla inimii tale. Atunci vei afla har și bunăvoință înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Pune-ți nădejdea în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe priceperea ta. Pe toate căile tale gândește-te la dânsul și el îți va netezi toate cărările tale. Nu fi înțelept în ochii tăi, teme-te de Dumnezeu și fugi de rău. Că Domnul este nădejdea ta și va feri piciorul tău de cursă. Nu zăbovi în a face bine celui ce are nevoie, când ai putință să-l ajuți. Amin. Slăviți să fie Domnul!